Bună ziua! Salut! Mă numesc Lorenzo Iulian Fundeanu și sunt președintele Asociației Române-Italiene Hora Unirii de la Grosseto. Despre asociația noastră, dacă fondată în 2007, anul acesta am sărbătorit cei patru ani de la fondarea asociației, cât și cei patru ani de când am dorit să sărbătorim nașterea asociației printr-un festival internațional de folclor pe care îl organizăm la Grosseto, numit Hora Unirii în Marema. Deci asociația noastră a fost fondată pentru a păstra, continua și promova tradițiile și obiceiurile românești, de a păstra un punct de identitate în acea zonă a Italiei. Deci, numai simbol Hora Unirii, am dorit și noi, prin acțiunile pe care le-am desfășurat, să păstrăm această unitate între români, cât și între comunitatea română și cea italiană. Și am reușit. Tocmai de aceea am avut de la fondare două scopuri pe care le-am îndeplinit. Realizarea unui centru cultural, pe care l-am îndeplinit, centru cultural la Fratelanța, Frăția se numește, organizat și gestionat de asociația noastră, este primul centru cultural din Italia, care este creat de o asociație din propriile fonduri și realizări. Deci primăria de la Grosseto ne-a dat doar spațiul pe care noi l-am modelat și l-am modernizat, să spunem, în plan și în context tradițional românesc, cu un colț de artizanat, cu biblioteca, cu cele 300 de cărți pe care Departamentul Română de Pretutindeni mi l-a adus. Și am reușit. Cel de-al doilea ideal al nostru a fost să aducem și un preot. Am reușit să aducem acest preot, ortodox român, și de aceea, cum s-a spus mai devreme, trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt. Nu sunt, ci este o problemă pe care nu se întâlnește, nu numai la Grosseto, se întâlnește aproape de tot teritoriul Italiei. Deci noi nu suntem mulțumiți de acest preot, când spun noi, vorbesc în numele celorlalți membri asociației, cât și ai comunității române care nu sunt înscriși în asociație. Deci nu suntem mulțumiți de atitudinea pe care acest preot a avut-o. Noi l-am adus, am făcut intervenții pe lângă Sfinția sa Siluan și împreună am adus acest preot la Grosseto. Dar așteptările au fost un plan negativ, pentru că el a spus că nu-l interesează problemele comunității românești, problemele comunității românilor de acolo, el vrea să se ocupe decât de biserică. Și nu este așa. Deci noi am sesizat și la ambasadă și la domnul Borogan, când era consilier la cultură la ambasada României, Italia, s-a spus să facem un memoriu pentru a fi înaintat. Deci dorim ca acest preot vor să fie schimbat, vor să schimbe atitudinea, pentru că sunt reclamații pe care nu pot să le spun aici din partea oamenilor care merg la spovedanie și se pun întrebări foarte, foarte urâte. Deci eu am publicat ceva pe site. Da, mulțumesc. Anumiți reportere au fost redacte, jurnaliști, ziariști. Au spus, eu nu pot să public așa ceva pentru că mi-e frică că mă găseam biserica. Deci, haideți să facem ceva și în contextul acesta religie, asociație, ca să fie o legătură puțin mai bună. Pentru că, deci să spui pe mine un preot, îl interesează decât buzunarul lui, este inacceptabil așa ceva. Nu mă interesează problemele comunității, spune. Mai ales acum la alegeri, la fel. Nu s-a spus nimic. Deci nu a participat toate activitățile în acești 4 ani de zile pe care le-a avut. Au fost prezenți și de la Ambasada Română, și domnul consul general Tampineta, și domnul consul Miroșan, nu a fost niciodată prezent, ci când a fost domnul senator Badea la Grosseto, la fel. Nu a venit. Deci nu se implică. Și mai mult face o creează prin atitudinea sa o imagine negativă. De când a venit la Grosseto, deja comunitatea s-a despărțit în două. Deci, oamenii sunt
pentru asociație și pentru biserică. Deci noi trebuie să căutăm mai mult să implicăm această comunitate. Și ultima problemă, deci în legătură cu ce a spus și colegul din Grecia. Deci așteptăm din partea statului român, deci o intervenție sau o implicare în a permite reprezentanților de comunitate sau de asociații românești de a se spunea ce este la Corsetul Roma și așa mai departe acum. Deci avem statul român, să spun, avem pe cineva acolo, la legătura și prin acești oameni de bază. Pentru că, domnul secretar de stat, asociațiile, exact cum sunt și în Italia, deci noi în fiecare an dăm o notă prin care ni se cere bilanțul economic și o relatare a activităților desfășurate. Prin aceasta se poate urmări și acele asociații de departamentul român, acele asociații care sunt active. Și de se poate crea și această... pentru a avea... Am lista aici, dar va permite și continuăm doamna Laura Popa.